Situație critică în școli din cauza drogurilor. Șefa Agenției Naționale Antidrog spune că elevii au ajuns să aprindă bețișoare parfumate în clasă ca să ascundă mirosul de cannabis. Totodată, directorul agenției a declarat că o altă problemă care trebuie tratată urgent este consumul abuziv de medicamente în locul drogurilor. O să ascundă mirosul de cannabis pentru că vin specialiștii ANA. Probabil le este rușine să vadă că noi ne ducem acolo cu către ei, cu inima deschisă, și ei au făcut ceva greșit. Cele mai consumate droguri în rândul populației școlare, conform ultimului raport național dat publicității de Agenția Națională Antidrog, sunt cannabisul și noile substanțe psihoactive. O altă problemă care ne îngrijorează este consumul abuziv de medicamente.